Lăsăm fasolea cu o seară înainte să se hidrateze, acum o vom pune la fiert, între timp ne ocupăm de legume, eu am, o să folosesc 2 morcovi și 4 cepe și o bucățică de țelină. Vom fierbe fasolea în 3 ape, adică o punem la fiert, când în clocot schimbăm apa și adăugăm din nou apă, dar uh, să fie fiartă. apoi procedăm la fel de 3 ori. Așa arată apa după primul clocot, o schimbăm, adăugăm alta și punem din nou la fiert și mai facem asta încă de două ori. După ce fasolea a fiert în, tre în cele trei ape, o lăsăm la fiert și ne ocupăm de legume. Într-o tigaie vom pune ulei de floarea soarelui, eu o să adaug toate legumele odată, le voi căli puțin. Adaug și puțină apă peste 5-6 minute, iar apoi o să adaug și cârnații. Eu am folosit crnați ăștia fumați, dar dacă aveți de casă este și mai bine. Când fasolea este aproape fiartă, adăugăm legumele și cârnații peste. Amestecăm totul foarte bine și le lăsăm la fiert aproximativ 35-40 de minute cu capacul pus. Când aproape este gata, vom adăuga bulion. Eu am adăugat o cană de bulion, am amestecat foarte bine și am lăsat din nou la fiert. Am adăugat două foi de dafin, sare, piper și cimbru. Mai lăsăm încă 15 minute pe foc, iar apoi fasolea noastră este gata. Dacă v-a plăcut rețeta mea, vă aștept și pe canalul meu să vizualizați și celelalte rețete. Ornați și cu puțin pătrunjel, dacă aveți proaspăt este mult mai bine, eu nu am avut decât uscat. Poftă bună!